Au cântat despre colțul de rai România. Elevii Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București au pregătit pentru Ziua Națională un cântec patriotic pe care l-au interpretat fiecare de acasă din cauza pandemiei de COVID-19. Elevii au fost dirijați de către profesorul de educație muzicală Nicu Mâță din Fălești. Țara mea, un colț de rai, un buchet de flori de mai, și ardeal și banan. Pentru acest concert online, elevii s-au pregătit aproape două luni. Unul dintre proiecte include 11 elevi din Iași, Constanța, Cluj, Ploiești, București, Chișinău, Ceadărlunga și Bălți. Astăzi sărbătorim Marea Unire. Pe 1 decembrie 1918 se împlinea visul de aur al României. Unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu regatul României. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni! Ziua Națională a României este sărbată pe 1 decembrie, începând cu 1990. Până atunci, România era altă sărbătoare națională, stabilită de regimul comunist, 23 august, când era marcată eliberarea țării de sub ocupația fascistă. Tradițional, parada de 1 decembrie este momentul când zeci de militari defilează pe sub Arcul de Triumf din București. În acest an, aproximativ 150 de militari au participat la ceremonia oficială în format restrâns, organizată cu ocazia Zilei Național a României. Evenimentul, care nu a fost deschis publicului, s-a desfășurat cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Mulți sunt a noastră vei, a românilor putere, pași ștapii și câmpii, a românilor moșii, asta-i mare. Acum vom discuta cu un foarte cunoscut interpret de muzică populară, Nicu Mâță, care se află la București. Să explic despre ce este vorba. Așa, este imaginea, Nicu Mâță, salut! Vom urmări, după o scurtă discuție cu Nicu Mâță, evoluția unor copii care vor recita poezia noi de Octavian Goga. Dar câteva cuvinte să spun despre Nicu Mâță, pe care foarte multă lume îl cunoaște, un foarte bine, foarte cunoscut interpret de muzică populară. Este un pământean de-al nostru din Fălești, de aici, din Moldova. Pe lângă cariera de interpret, mai este și profesor de educație muzicală la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Din luna octombrie, împreună cu elevii săi, a lucrat la două proiecte video dedicate Zilei Naționale a României. Astăzi i-ați urmărit deja la știrile Jurnal TV primul subiect pe această temă. Acum vrem să vă prezentăm al doilea, dar mai întâi să schimbăm două cuvinte cu Nicu Mâță. Nicu Mâță, cum ți-a venit ideea asta să-i antrenezi pe copii din diferite orașe într-un proiect care se-i lege în ideea Unirii? Bună seara și bine v-am găsit! La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și din România și din Basarabia. Școlile Lumina și Orizont au filiale în diferite orașe ale țării. Cluj, Iași, Constanța, Ploiești, în Basarabia, la Ceadărlunga, Bălți, Chișinău. Eu doar a trebuit să iau legătura cu directorii de acolo, dânsii au fost foarte deschiși și cumva cel mai greu lucru a fost să aleg o poezie potrivită și până la urmă a rămas poezia noi. Iar munca aceasta de bucătărie legată de cum să se filmeze, când să o facă, cum să se audă, sunt lucruri destul de complicate, dar a meritat tot efortul și, în primul rând, este un dar acesta din partea elevilor pentru toți românii și din Basarabia și din România. Am urmărit la știrile Jurnal TV cu o deosebită emoție cum au cântat.
copiii. Acum îi vom urmări cum recită un poem, un singur poem, fiecare cu câte un vers. Și aș vrea doar să adaug că această idee mi se pare extrem de interesantă. Aveam un regizor de clasă aici care poate confirma acest lucru, că am încercat și la Chișinău. Cândva am încercat la Chișinău, când Jurnal TV se afla doar pe internet, eram doar era numai site-ul, am făcut treaba asta cu poezia lui Grigore Vieră, Sunt naționalist. Cu oameni de stradă îi opream și îi rugam să recite doar un singur vers. Mulțumesc foarte mult, Nicu Mâță, pentru acest efort deosebit pe care noi l-am apreciat și să urmărim acum evoluția acestor copii. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătasă. La noi atâția fluturi sunt și atâtea jane în casă. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi. Multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soare. De când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi deja le povestesc a codrilor de sișuri și jale de cemurășuri și duc dustele crici. La noi nevestele plângând sporesc pe fus fuiorul și îmbrățișându-și jalea plâng și tata și feciorul. Sub cerul nostru înduioșat e mai domoară hora, căci cântecele noastre plâng în ochii tuturora. Și fluturii sunt mai sfioși când zboară în zări albastre, doar roua de pe trandafiri e lacrim de ale noastre. Iar codrii ce înfrățiți cu noi își înfioară sânul, spun că din lacrimi e împletit și oltul piet pătrânul. Avem un vis neîmplinit, copil al suferinței. Deja la lui ne-am reposat și moșii, și părinții. Din vremuitate, de demult, gemând de grele patii, deșertăciunea unui vis, noi o stropim cu lacrimi. Nicu Mâță, ultima întrebare. Vreau să știu dacă te gândești să continui acest proiect. Mi-ar plăcea să-l continui. Bine, noi pregătim de fiecare dată materiale din acestea pentru a le putea prezenta și online. Și la școală este la îndemână ca să aduci mai mulți elevi în scenă, fără ca ei să fie fizic în scenă, să poți prezenta pe proiector mai multe versuri ca să-i vadă părinții. Și pe canalul nostru al școlii mai găsiți materiale cu poezi din Basarabia și cu poezi din România, cu diferite ocazii, de Ziua Internațională a Mamei, de Mica Unire și, bineînțeles, și pentru Ziua Națională. De fiecare dată încerc să pregătesc aceste materiale cu grijă și cu dorința ca să se bucure și alți oameni, atât din Basarabia cât și din România, chiar dacă, de exemplu, melodiile de folclor, la un moment dat, oamenii reacționează îndoielnic, după aceea se bucură de ele. Bun, mulțumesc mult, Nicu, pentru participarea la emisiune. Sper să ne mai auzim pe parcurs și cu alte ocazii. Și eu vă mulțumesc la mulți ani, dumneavoastră și tuturor invitaților. La mulți ani, numai bine. Domnule ambasador, o altă modalitate de... Excepțională ideea, pentru că, vedeți, pandemia aceasta a schimbat și a schimbat multe. Până când vom reveni la normal, va mai trece. Însă până atunci trebuie să avem totuși o viață. Și viața presupune inclusiv astfel de gesturi frumoase. Trebuie să-i pui pe oameni în valoare, trebuie să le dai un sens și trebuie ca sensul acesta să se capete contur pe viitor.